De ce ți-e cel mai dor din țară și ce te aștepți să găsești după 8 ani? Cel puțin, din păcate, eu familie nu mai am în țară, dar mi-e foarte dor de tradiții, mai ales de tradițiile cele de Crăciun, când îți veneau copiii și îți băteau la ușă să-ți cânte colinde, nu? Chiar aici în Peru, anul trecut, Diana a venit și m-a colindat. Atât de dor mi-era, mi-e dor de mâncarea românească. Bineînțeles, eu fac aici mâncare românească, dar unele produse aici, nu, chiar dacă încerci să le faci, nu ți reușesc. Sigur. De exemplu, cum se numește, murăturile. Murăturile nu vor ieși niciodată aici, la fel ca în România. Mi-e dor de niște murături. De cerul frumos, cel puțin aici în Lima avem un cer gri. Lima se numește Lima cea gri. Și mi-e dor de cerul din Iași, cel puțin în Iași avem un cer albastru frumos. Iarba, natura, cum zice, iarba verde de acasă, să mă rătăcesc prin lume, nu mă lasă. Vii după 8 ani, îți mărturisesc că o să găsești o țară cumva schimbată față de acum 8 ani, o să ai o surpriză. Plăcută. Plăcută sper și eu. Plăcută sper și eu. De ce spui că este cerul green Lima? Este un oraș poluat? Este foarte poluat, da. Plus că Lima este un oraș situat pe nisip doar, pe deșert. Lima este deșert. Avem mare, okay, dar Lima este situată pe deșert. Ok, și atunci se ridică praf și probabil că contribuie la acest, da, efect. E posibil, dar și poluarea.